Pe parcursul a două zile, la Mikerechi, în Ungaria, s-a desfășurat evenimentul cultural-misionar Zilele Ortodoxe. Inițiativa aparține unui grup de profesori și elevi de la Școala Generală Românească din Mikerechi. Ieri, la activitățile din prima zi, au participat aproximativ 50 de copii din clasele 5-8. Aceștia au fost împărțiți în trei grupe și au participat la jocuri și activități. Astfel, au avut ocazia să învețe despre zilele creației, cele 10 porunci, prasnicele împărătești și cei 12 apostoli. Una din lecții a fost susținută de părintele Visarion Tuderici. Înțeleptul s-a lămurit că, într-adevăr, dogma sau învățătura despre Maica Domnului, cum că ea este născătoare de Dumnezeu și purul de Fecioară, este adevărată. Pentru că, vedeți ce interesant, Maica Domnului e și Fecioară, e și Maica în același timp. Așa, logic, am zice că e posibil. Dar acolo unde Dumnezeu intervine, se miluiește rânduiala Fiului. Pentru că asta, până la urmă, e minune. Și știm că Hristos a făcut multe, foarte multe minuni. Numai câte sunt numerate în Evanghelie. Astăzi, copiii și cadrele didactice au participat la Sfânta Liturghie săvârșită la biserica din sat de preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Copiii, în grup numeros, au rostit împreună crezul și Tatăl nostru. La final, părintele paroh Ioan Bun a apreciat această inițiativă a profesorilor și elevilor. Cred că majoritatea tinerilor și copiilor care de ieri dimineață împreună cu părintele Visarion și ulterior înspre seară cu prezența preasfinției voastre au fost prezenți la această sărbătoare organizată, au înțeles cuvintele și mesajul Mântuitorului în Sfânta Liturghie. Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh sau unitatea credinței. Și am impresia că acest termen de unitate a făcut ca ieri să ne putem strânge în jurul acestui obiectiv. Copiii de grădiniță, chiar și copiii în cărucior cu părinții, copiii până la clasele 1-4, pe urmă până la clasele 5-8, copiii de la liceu, tineri, mulți, pe care chiar preasfinția voastră i-ați putut vedea înspre seară, având o bucurie deosebită pentru ceea ce s-a desfășurat în cursul zilei de ieri. Un grup de cadre didactice sprijinite de mulți alți oameni de bine din sat și, bineînțeles, de părintele paroh Ioan Bun, care deja de câteva săptămâni s-au gândit să întemeieze o asociație sau un grup al tinerilor ortodoxi, au avut și această inițiativă a organizării zilelor ortodoxiei sau ortodoxe aici la Mikerechi și ea a constat în mai multe activități dedicate celor tineri, elevilor din diferite clase de la școala generală de aici din localitate și, bineînțeles, s-a concretizat astăzi și cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Mă bucur în mod deosebit pentru că oamenii reușesc să descopere această valoare și resorturile extraordinar de importante ale credinței pentru viața fiecăruia dintre noi. Mă bucur pentru ceea ce am constatat și am putut să trăim în aceste două zile aici în parohia Mikerechi și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-și reverse cu îmbelșugare harul, binecuvântarea și ajutorul său asupra părintelui paroh, asupra celor care sprijină viața acestei parohii, fie prin cursurile de la școală, fie prin tot ceea ce vor ctitori și vor învăța din ceea ce înseamnă rânduielile Sfintei noastre biserici și, bineînțeles, aceasta să le fie de mare folos pentru Sfânta noastră biserică și pentru sufletele tuturor credincioșilor noștri ortodoxi români de aici din Mikerechi. La zilele activităților ortodoxe de ieri de la Mikerechi, cel mai mult, ce ți-a plăcut ție? Povestea cu leul și Sfântul Gerasim. Și am desenat și aia m-a plăcut și am găsit cromori, cruce și icone. Vata de zahăr, Tatăl nostru și povestea lui Sfântul Nicolae. M-a plăcut vata de zahăr, m-a plăcut încă povestea Sfântul Nicolae și că am spus Tatăl nostru în biserică.
La finalul Sfintei Liturghii, copiii au primit iconițe cu Maica Domnului și dulciuri. Zilele ortodoxe la Michierechi s-au desfășurat pe parcursul a două zile, astăzi fiind ultima zi de activități.